Ieri, 25 septembrie, a fost ziua laptelui școlar, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Hrană și Agricultură, marcând un moment dedicat promovării alimentației sănătoase și accesului egal la educație. Anul acesta, ziua laptelui școlar i-a găsit pe cei peste 40.000 de școlari și preșcolari din județul Hunedoara în postura de beneficiari ai programului Corn și Lapte. Consiliul Județean, responsabil de implementarea programului, a reușit organizarea licitațiilor într-un timp record față de anul trecut, astfel încât copiii care frecventează cursurile școlare au primit corn din data de 18 septembrie, iar lapte și iaurt din 23 septembrie. Și noi am primit o adresă scrisă din partea Consiliului Județean Hunedoara, care suntem informați că din data de 23 septembrie 2024 începe distribuția produselor lactate către beneficiarii programului pentru școli al României, din rețeaua de unități de învățământ, din întregul județ Hunedoara. Aici trebuie să adresez mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în tot acest demers, pentru că, într-adevăr, iată, anul școlar 2024-2025 are un început bun și din acest punct de vedere. Produsele de panificație au început să fie distribuite în școlile din județul Hunedoara încă din data de 18 septembrie 2024. Anul școlar trecut, primele produse de panificație și lactate au început să fie distribuite în școli abia în luna ianuarie 2024. Peste 13 milioane de litri de lapte beau elevii din România la școală în 24 de săptămâni, iar asta face din programul european laptele școlar un element strategic pentru o alimentație sănătoasă a milioane de copii și tineri.